Bună ziua, bună ziua, dragilor! Am ajuns la Mamaie, cum mai zicem noi, la mama mea. Și ce facem aici? Ia, Mamaie, ce faci aici? Varză călită. Ia uziți, varză călită. M-am săturat de sarmale. Ia uziți. Vedeți, mai facem și varză călită. Și de ce e ce? Da. Cărniță. Păi, numai sarmale, în continuu sarmale. Mai bună o vază din asta, așa, călită, cu un ardei iute. Bună asta. Aici e farul tataie de... Dar e facem bunica mea aici, că bunica mea, cum știți, mănâncă regim. Ce-i face acolo? Ce e? Pilav de orez. Pilav de orez? Mm-hmm. Niște aripioare. Dar nu e atâta. Am făcut ciorbiță. Sau asta pentru o zi. Am făcut ciorbiță. Mm. Tot de post. De post de... De regim? De regim. Vedeam? Așa, avem și aripioare de aici. Totul fiert. Asta-i? Așa e omul bătrân acum, na? La 90 de ani ce să-i mece? Cu zonac, eu aici. Ah, ești cu zonac? Cappuccino. Uh-huh. Cappuccino. Ce mai făcuși? Salata de vinete. Salata de vinete? Da. Și mai ce? E în frigider. Mmm! Salata de... Eu. Ca tot român? Tot în frigider. Bun. Și asta ce? Mi-aș făcut fine, sucăci. Și unde te petreci, mamă? Poftim? Unde te petreci de Revelion? La cabana Plăpumica. Ma? Ai cea auzit mai de tare. Cabana asta? Nu, dar cred că nu e scump. Nu, e foarte ieftin. Da. Și noi o să mergem la Marian. De seară. Petrecem toți acolo. Gata, dragilor, mergem și noi acasă să ne pregătim și noi. O, salut, salut, la mulți ani! Vă bag aici pe YouTube. Ce faci, fate? Ia uite, nebună. Mă miroase Max acasă. Ce-i, fate? Mă aud dacă s-a făcut de mare. Uite ce frumos e. Mă! Am ajuns și noi acasă. Ia uite-l și pe... Ține-ne întâmpină. Pe dânsul. Iubirea lui mami. Iubirea mea frumoasă. Mă, țâță mea. Mă, mami. Ce, mami? Păi să-și una pe alcăine de aia. Da, mă, scuze-mă. Ce-i, tăti? Scuze-mă energia. Ce-i, mă, tăti? Scuze-mă energia mea. Ți-mi aduți bucuria mea. Mă, bucuria lui, mă. Ți-mi aduci, nasului. Bucuria lui, mă. Ți-mi aduci, hai. Ți-mi aduci, ții. Da, mă, da, da. Da. Ți-mi aduci. Mă, ți-mi aduci. Ți-mi. Ce, mă, tăti? Prințul meu. E bucuros că ajunserăm acasă de prințul meu. Așa face cum e. Prințul meu, mami. Prințul meu. Băiețul meu al mare. Ce mare e? Da, mami, unde-i mingea ta? Mingea ta. Unde-i mingea ta? Unde-i? Unde-i? Unde-i, mă, tăti? Inima mea. Trebuie să mă duc să... Ne-a venit și nouă. Ne-a venit scara. Scara de incendiu, cum îi spun eu. Scara pentru mansardă. Ia uitați-o. Oh. Tata, ți-a arătăm aici scara. E chiar fain, e de brad. O să dau eu cu lac pe culoare. O să fac maronie așa.
Ce tot? Îți place și ție? Îți place? Îți place? Nu, frumos, mă. Iubire! Da, dragilor, asta e scara de mansardă. Am luat-o și pe asta, măcar să terminăm cu totul. O să punem acolo sus. Băi, ți-ai aruncat minge aici? Ia-ți minge. Și o să punem acolo sus. Vreau mai să fac ceva provizorii acolo sus, dar mai bine cu scara direct și gata. Și terminăm cu totul. Să nu mai stăm, să mai... Avem și... E aici, da, e aici. Mânerul care vine, ne trage scara în jos. E chiar făină. Și n-a costat mult. Îmi fac arcurile. Unde e mingea, mă? Unde e mingea, mă? Dă-mi mingea. Vine cu așa. Dă-mi mingea cu așa. Dă-mi mingea cu așa. Dă-mi mingea cu așa. Un bătuț aici. Spune-ți un bătuț aici. Dă, mami. Spune-ți un bătuț aici să tai aici. După zi te eliminăm aici. Luăm un bătuț. Pentru persoanele care mi l-au jignit pe Max, pentru doamna respectivă, vreau să-i spun doar atât. Max, câinele nostru, este un câine îngrijit și nu este scârbos. De aceea iubesc mai mult animalele și unii oameni, dar mai mult animalele. Asta îi transmit doamnei respective, că o să se uite la video. Este un câine foarte îngrijit, cel mai îngrijit. Cred că și mai îngrijit ca dumneavoastră. Atât am avut să... Perfect ai spus-o acum. Așa că, dragilor, nu vă mai luați de cățelul aceste nostru. Animale. De animale, da. Dacă vă doriți unul în casă, luați-l. Dacă nu, sunt persoane nu luați. Care dar nu, mai nu că nu iubesc animalele. Nu le plac animalele în casă, n-am nicio problemă. Ori în casă, ori afară. Dar să spui de că ce scârbos, nu știu ce. Hello. Că avem un cățel în casă, e scârbos? Cred că ăsta... Uitați-vă la el cum arată. În primul rând... Este foarte deci îngrijit. Deci nici n-am cuvinte să vă spun. Este foarte îngrijit. Și iubit. Dă, mami. Păi, mami. Perversitatea în România e... Nu, am vrut doar să-i transmit doamnei respective care a lăsat comentariu în legătură cu el. De mine puteți să spuneți ce vreți. Să aibă sărbători fericite și să iese din da. Pe canalul ăsta de YouTube. Da. Dar să dacă mă legați de el, credeți-ne că nici eu și nici el. El, mai ales el, nu tante. Pentru că Max e... Doamna asta, domnișoară, ce ai fi? În primul rând, chiar te rog să ieși afară de aici, de pe canalul meu, și să dai scroll sau nu știu ce... Atât am avut să vă transmit. În rest, sărbători fericite, doamnă dragă. Că văd că aveți inima aia neagră în dumneavoastră. Da. Neagră. Atât. Neagră. Că așa sunteți. Ce mami? Negri la suflet. Și în ultima zi din an sunteți la fel. Nu vă puteți abține deloc. Păi, dar nu cum se abține. Așa că, doamnă sau domnișoară, ce ai fi, du-te în altă parte. Du-te și nu te mai uita la filmulețele mele care le postez eu pe YouTube. Poți te uiți la altele mai frumoase și nu mai comenta, iurea, că se vede că ești o femeie sau domnișoară, ce ai fi, cu sufletul la gri, să nu mai zic inima neagră. Eu aici vorbesc în calitate de muncitor și cam atât. Nu sunt vreo vedetă sau ceva, să te uiți la mine. Du-te mai în stânga, mai în dreapta, că sunt mai multe canale de YouTube. Nu sunt singur. Așa că, oameni dragi, pentru dumneavoastră, pentru că mă supără câteva persoane care vorbesc aiurea aici, dar pentru dumneavoastră, oameni dragi, tot respectul, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase
și îmi cer mii de scuze că nu pot să le citesc pe toate, să vă răspund. Îmi vin notificări, îmi vin... Dar nu am timp să le citesc. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că am văzut că sunt numai mesaje frumoase, în afară de câteva, două, trei, care vorbesc aiurea, care văd că ei cred că nu au viață. Ei nu, ei trăiesc așa. Ei sunt hateri, ca să zic așa. Ei din asta trăiesc. Și că persoanele ăștia care vorbesc aiurea și n-au ce face, persoanele ăștia cred că nu le iubește lumea. Adică ei nu sunt iubite, persoanele ăștia. De-aia fac asta. Că n-au ce să facă. Duceți-vă, fraților, la muncă. Munciți. Faceți-vă și voi canal de YouTube. Postați. Ca să nu mai fiți așa... invidioși, să zic așa. Sunteți invidioși pe ce? Pe munca noastră? Că noi postăm munca... Ce o facem noi de zi cu zi? Noi nu postăm altceva. Nu facem reclamă la nimic. Facem reclamă la munca noastră. Că nouă asta ne place, să muncim, să ne facem banul nostru. Pentru că din muncă, adică prin muncă, am făcut ce am în ziua de azi. Numai prin muncă. Mi-am făcut o casă prin munca mea. Și acum o să facem și pe asta. Trebuie renovată, dar încet, încet o să facem și pe asta. Și asta e. Făceți-vă, fraților, ăștia care vorbiți aiurea, făceți-vă și voi canal de YouTube. Postați și voi ceea ce faceți. Uite, eu am oamenii mei aici, frumoși și dragi, care abia așteaptă să vadă ce am mai postat. Că le place ceea ce postez. Făceți-vă și voi un canal de YouTube și postați și voi ceea ce faceți. Se uite lumea și la voi, ca să nu mai fiți invidioși pe alții. Așa că... Duceți-vă în altă parte, în stânga, în dreapta și lăsați-ne pe noi în pace. Și pe mine și pe Marian. Pentru că și la el am văzut niște comentarii care mă deranjează și pe mine, pentru că bateți în amândoi, nu doar în mine sau în el. Așa că stați calmi și vedeți-vă de viața voastră și așa că oameni dragi, pentru voi vorbesc acum și numai pentru voi. Încă o dată vă mulțumesc și vă mulțumesc în fiecare zi, atât timp cât o să pun filmulețe pe YouTube, ca să nu mai spun vloguri. O să vă mulțumesc în fiecare zi pentru mesajele frumoase. Pentru că am văzut că mă susțineți și pe mine și pe Marian. Și din cauza asta eu simt plăcerea asta să vă mulțumesc în fiecare zi. Când mă trezesc în fiecare dimineață, mă uit la mesaje, dar nu le văd pe toate și încerc scuze că nu pot să le citesc pe toate. Dar chiar vă mulțumesc din suflet. Și nu plecați, că o să mai continui filmul acesta, da? Gata, dragilor, s-a început aici pregătirea pentru Revelion. Se face din ala păr. Da. Vai, dragă. Se face frumoasă pentru Revelion. M-a dus să-mi pun și niște extensii acum. Uite, ia. Le pun pe ăștia? Uh-huh. Păi nu sunt prea lungi. Păi nu, că așa se rog, ia. A, și le pun pe ăștia? Da. Hmm. Da. Da, dragilor, uitați ce frumoasă se face. Vai, mulțumesc pentru compliment. O să mai facem încă un filmuleț atunci când ne pregătim și noi să plecăm la Marian. Acolo vom face Revelionul. Să ne vedeți pe amândoi dacă vă place de noi. Ne dați un like. Dacă nu, nu ne dați. Spun bine? Da. Foarte bine. Acolo să mă duc și eu să mă aranjez. Bine, că am trei fire de până în cap. Dar pe alea care sunt, le aranjez. Dau unul în stânga, unul în dreapta și nu învăț. Da, nu. Mai bine ți-ai căciulanca. Să-mi fac un duș, ha? Mai bine ți-ai căciulanca. Nu. Să mă bărberesc, să mă fac și așa fresh-preși. Să mă bărberesc.
așa de evident să fim și noi aranjați. Că așa trebuie. Să fim aranjați. Max mure că nu-l luăm cu noi? Nu, că dăm cu petarde. Și nu-i place. Ce mă, de ce mure? Ha? Ce nu-ți plac? Mie nu-mi plac. Cu petardele. Mie nu-mi plac, dar eu nu mă răi. Nu-i prea bine, că îmi deranjez. Nu așa. Nu știu, curcă-te. Curcă-te. Un anii. Așa, dragă. De ce frumoasă e, cu părul lung. Vai. Dar, dragilor, eu am vopsit-o aseară. Azi noapte, la ora 12. Da, la ora 12 am vopsit-o. Că știu și eu să vopsesc. Că nu o să mai meargă cu construcțiile, o să deschid cu Marian un salon. El pune unghi, eu întind la păr, vopsesc și aia e. Da. Nu? Da. Trebuie să te descurci în viață. Da. Dacă vrei să faci bani, muncești. Da. Da, da. Dragilor, ne-am aranjat și noi cât de cât să mergem și noi la Kiev acum, să petrecem ultima zi din an alături de Marian și toți prietenii noștri. O avem și pe Adina aici s-a aranjat, uitați aici cum arată. Sexoasa. Ia, uitați. Da, dragilor, vă mulțumim în primul rând pe acest an că ne-ați urmărit și că ne veți urmări în continuare. Și pentru mesajele frumoase și pentru cele mai puțin frumoase. Noi le mulțumim tuturor. Da. Un an nou fericit la toată lumea. Cu bucurie. Să aveți parte de tot ce este mai bun în viața asta. Și cu sănătate multă, că asta e cea mai importantă. Corect. Cu sănătate. Și nu uitați, cei care se uită la acest video sau vlog, hai să spunem vlog, pentru că m-a înfruntat cineva și a zis că deja sunt vlogger, să zicem așa. Eu sunt la început. Și nu uitați să se vă abonați la canalul nostru de YouTube, al meu și al lui Adina. Mai mult că este al meu, dar dacă suntem împreună, e al nostru. Și o să vedeți mai multe acolo. Vă pupăm, un an nou fericit. Vă pupăm. Sănătate maximă tuturor. Și să ne vedem peste câteva ore cu bine, adică în noul an. Vă pupăm și o seară cât mai fericită și tot ce vă doriți voi.